și mulțumim de găzduire. Da, bună dimineața, bine ați venit. Mă bucur că sunteți la mine acasă. Să știți că sunteți primii care ați venit la mine acasă. Sunt primul care a venit la tine acasă, vrei să spui? E bine, în afară de familie, că mi-am și eu verișor, da, ești cam primul băiat. Și înainte de familie și înainte de verișorul ei, eu sunt primul bărbat. Chiar mă bucur care a intrat în casa ei. Da. Înainte de toate, dragi telespectatori, trebuie să vă spunem, în exclusivitate, Denisa și-a luat casă. Da. Ți-a luat apartament luxos, în zonă bună. E, luxos. Mie îmi place. Important e că mă simt bine în casa mea și mă bucur că am realizat ceva până la vârsta asta. Uite, de-aia mi-a luat Șoțol Festivals pe mine cu Batistă, știam eu că sărbătorim ceva. Dar spune-mi, cam în câte așa, în câte luni ți-ai luat apartamentul de cântat? Cam în câte dedicații? E, da, în câte dedicații. Eu muncesc de mult timp, să știi, dar nu puteam să mă desprind de verișorul meu și de familia lui, pentru că eu am stat 8 ani sau 9 ani cu ei în casă și mi-era foarte greu să mă gândesc la momentul în care o să mă mut singură, să mă gândesc, da, să mai trec și la fapte, dar uite că s-a întâmplat și mă bucur că m-am obișnuit să stau și singurică. Dragi spectatori, să știți că m-am chinuit foarte mult astăzi cu colegul meu, cameramanul Bogdan, să o rugăm pe Denisa să-și dea această helancă jos. Pentru că are o frumusețe de buz, ca să zic așa, care trebuie descoperit, dar n-am vrut. A spus că e dimineață și că nu se poate, nu se cade așa o fată neprihănită ca ea să fie dezgolită. Da, neprihănită, ăsta e cuvântul din emisiunea voastră. Da, neprihănită. Da, se pare că sunt destul de bine pentru dimineața asta. E destul de bine în general, nu numai foarte pentru bine, dimineața. Foarte bine, foarte bine. Poi pe aici de dimineață așa. Dragă mea. Denisa, dragi telespectatori, ne arată colecția de hăinuțe. Ia uitați ce frumoasă este asta. Pun-o așa puțin, da, pe tine, de română. Rochițe de scenă, astea sunt. Dă-o jos pe cea pe care o ai pe tine și acum? Pun-o pe asta. Pot acum, dragele mele, nu se poate să o dea jos și să o pună pe asta. Nu, nu, nu acum. Nu acum. Mai avem una aici, asta zici că ești zâna din poveste cu asta. Hai să o vedem puțin pe asta, să o arătăm și telespectatorilor. Da, astea sunt rochițe de scenă, așa, mai pentru publicul meu, pentru că, na, la anunți pe unde mă duc eu, trebuie să... lumea se uită după cântărețe în general, știi? Asta e următoarea întrebare după mireasă și cântăreața cum e, cum e îmbrăcată. Și trebuie să mai fiu mai sclipitoare, așa. Dacă vii tu la o nuntă, nu se mai uită nimeni la mireasă, pe bune. E, nu mai exagerați. Ai nu? Pățit? Ai pățit vreodată să uită mirele la tine? Măi, n-am simțit, poate s-a uitat așa pe furii și... Nașul, să te fure pe tine, să nu mai fure mireasă. Nu, 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 asta nu. Mica, asta ce este aici? Este o rochiță foarte frumoasă, stai să-ți arăt cum vin. Uite, vine ceva gen miresic, așa. Mireasă, mireasă, da, foarte frumoasă, vă place, fetelor? Da! Asta eu o să mai mă uit în continuare. Dar vrem să vedem îmbrăcată într-o rochiță. Eu nu te-am întrebat, poți să-mi bag mâna la tine în dulap? Nu, te rog frumos, te rog. Uite, în rochița aia vrem să se îmbrace. Da, asta nu știu cum. Să mă vedeți, da, într-o rochiță? Da, da, da. Mergi până dincolo repede, în 3 secunde. Că și eu vreau să se dezbrace, să se îmbrace acum. Da, n-am mai purtat-o de când mi-am făcut mărirea de buț, eu sper să încap în ea. Încercăm acum să o iei pe tine. Da. Cum? Așa cu voi de față? Dar și eu ce ar trebui să fac fetelor în momentele astea în care ea se schimbă? Să-i cotrobă în dulap. Uite, nu vă dați seama cum vine? Uite, eu o să mă uit la tine în dulap și tu te îmbraci. Ai fix 3 secunde să te îmbraci, da? Eu ies puțin. Pleci tu de aici și o să mă uit în continuare. Dar Denisa, vii repede, da? Dragi telespectatori, Denisa se schimbă. Poate îi văd și o bustul impresionant acum, siliconele pe care și le-a pus. Până un alt, haideți să mai controbă eu pe aici, prin dulăpior. Mamă, cât de bine stă mie cu toate hăinuțele astea așa, roz, strălucitoare. Ia uitați ce avem aici, chiar de la bună noastră prietenă, Laura Olteanu. Ia uitați-vă puțin la mine, dragele mele. De ce să nu cer și eu o costumație de la Denis? E frumoasă, cu auriu, cu tot ce trebuie. Poate i-a mai rămas ceva bani din dedicații. Să mai mă ușoc, că la ei se aruncă cu bani cu astea. Ia să vedem aici. Aoleu. Ăsta cred că dacă l-aș pune pe mine aș fi Ștefan Bănică. Uitați-vă cât de frumos. Dar cu sân. Ștefan Bănică, cred, dar cu sân. Iulia Albu mi-ar da 10 cu felicitări dacă aș purta așa ceva pe mine. Denisa, unde ești? Te-ai îmbrăcat? Vezi că te văd în oglindă. Te văd în oglindă, să știi, Denisa. Răzvan, nu fi așa. Mai iartă-o puțin, că e mitică. Mă uitam în oglindă. Ia uitați aici, cu păi. Dragi telespectatori, ia uitați ce avem aici. Pam, pam, pam. La asta nu mă așteptam să mă pune să mă schimb. Sexy. Să vedem așa. Lăsăm telefonul. Nu trebuie să o mai auzim acum pe Denisa, trebuie să o vedem. Haideți să facem o... Cred că m-am mai îngrășat puțin, că nu era atât de scurtă, să știți. Unde te-ai îngrășat, mămică? Zici-mi, unde te-ai îngrășat? Tu învârte-te în continuare că vorbesc. Că unde te-ai... Stai, întoarce-te. Așa, stați, ne jena acest fir de păr. Am înțeles. Dragă mea, ce mărime? Eu sper că cea mai mică. XS purtam până acum ceva timp. Cred că am luat câteva kilograme și eu... Vorbești de mărimea de la rochie, nu? Eu mă refer la mărimile tale, ale corpului, mele, da? Nu știu să zic așa detaliat, că nu m-am măsurat niciodată.
N-am fost curioasă. Dragi spectatori, Denisa, 24 de ani, fată frumoasă, uitați cât de bine arată, talentată și ce credeți? Un pat perfect, un pat foarte frumos. Care își așteaptă cavalerul, ca să zic așa? Nu știu dacă patul își așteaptă cavalerul, eu o să aștept la un moment dat să-mi găsesc jumătatea. Trebuie să faci neprezinți apartamentul, dacă ai spus că ți-a luat apartamentul, trebuie să vadă telespectatorul în ce colț de rai stai. Da, vreau să zic despre acest apartament că eu am plecat în America, iar bunii mei prieteni, cei mai buni prieteni de altfel, Alina și Sile, mi-au făcut apartamentul așa cum îl vedeți voi. Am niște prieteni super și ei s-au ocupat de amenajarea apartamentului meu. Foarte frumos. Acest tablou este un cadou primit de la ei. Imediat ne ducem la tablou. Da. Trebuie să vedem ce ai în picioare. Două secunde, dacă colegul nostru poate să treacă de la... Stai puțin, că ne-am încurcat puțin în cabluri aici cu tine. De fapt, ne-am intimidat toți trei, băieții care suntem aici. Dragi telespectatori, avem aici o văcut. Da, m-am asortat cu rochița. Ridică puțin, tu vedeți aici. Și asta? O văcuță. Văcuță, da? Da, da. Da. Bun, lăsăm văcuța deoparte și hai să vedem ce scumpătățuri ai tu aici. Ai un tablou. Un tablou, da, e cadou primit de la prietenii mei foarte buni și mie îmi place. M-au avut o idee frumoasă. Nu sunt narcisistă eu de fel, dar tabloul ăsta e frumos. Da, e super. Aș vrea foarte mult dacă poți să te întinzi pe această canapea. Deci vreau să te vedem cum arăți așa. Poze cu rochița asta. Vreau să arăți bine, să strângem cât mai mulți fani pentru. Așa. O să mă așez și eu lângă ea, dragi telespectatori. De unde spuneai că ai pozele astea de sus? Nu știu să zic. Cred că după internet l-au luat prietenii mei și au realizat tabloul. Foarte frumos. Da. Poze cu mămica, cu tăticu. Da, uite că cu verișor. Și mama de câte ori vine îmi spune, acolo în poze prietena mea și nepoțica mea, dar o să fac, nu prea am eu timp să mă ocup de treburile astea, să merg să developez poze sau ce se face, dar o să fac și chestia asta. Doamna mama Denisa, o lăsați pe Denisa afară, nu ca să zic așa, te las afară, nu cu băieții, n-are nicio problemă, mama. Mama, dar vreau să zic că eu am o mamă foarte în top, așa. Foarte frumoasă am văzut eu în poze, să știi, m-am uitat, am aruncat unul. Da, e foarte frumoasă mama mea și foarte de treabă și tot îmi spune că nu e normal să stau în casă când am așa timp liber și să ies afară. Zice, mamă, de unde vrei să te găsească iubitul din pat să te ia? Dragă mamă, frumoasă și scumpă, ia-ți pregătiți zestră fetei? Că poate n-a, nu s-o baza, nu știu, a spus ceva deoparte acolo, niște covoare, niște pahare, cum se pune? Tatăl meu cred că a făcut treaba asta. Tata cred că mi-a strâns câte ceva. Bucătăria ce culoare are? Hai să le arătăm și telespectatorilor. Tu spuneai că ai fost băiețel. Ia uitați ce problemă are ea în genunchi. De la căzături, stați liniștiți, de la căzături sunt aceste ciclări. Da, eu când am fost mică, pe lângă faptul că eram extraordinar de grasă și cu părul scurt, așa, băiat, și comportamentul meu era de băiat și cădeam cam mai tot timpul. Vreau să le arăt ceva telespectatorilor. Bogdan, intră tu pe partea cealaltă, pe ușa de acolo și noi facem o trecere în bucătărie. Să vedeți cât de nouă este bucătăria Denisei. Wow! Uitați-vă la ea, de s-a pus praful pe aragaz. Wow, ce frumoasă! Da, ce e greu, nu știu să gătesc și mama când vine pe la mine mă pune să mai... gătesc așa și spun că nu-mi place să miroase în casa mâncare și nu o las niciodată. Am înțeles că ți-aduce mâncare în general. Îmi aduce, da. Mâncare de câte ori vine, mi-aduce câte ceva, dar eu am noroc pentru că la parterul blocului am un restaurant. Hai să ne retragem așa puțin în spate și vreau să ajungem pe balcon, să le arătăm și telespectatorilor la ce etaj stai tu. Da, stau sus, am o super priveliște. Dragi telespectatori, dacă ieșiți pe geam și cred că dacă vă uitați în stânga, o vedeți pe Denisa Malelista pentru că stă chiar deasupra Bucureștiului. O să ajungem pe balcon. Bogdan, ne poți ajuta? Mergem încet pe balcon, sper să se poate. Prietena mea. Și aici avem o prietenă. Bună dimineața. Balcon. S-a ascuns de cameră. Nu poate pe balcon. Dragi telespectatori, bună dimineața. Dacă ieșiți pe geam, deci dacă ieșiți pe geam și dați televizorul mai tare și vă uitați în partea stângă, o veți vedea pe Denisa Malelista pentru că uitați unde stă. Vedem de aici Casa Poporului, vedem și Casa Presei, vedem și Romexpo unde suntem noi. Da, 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 foarte frumoasă priveliște. Eu când am luat apartamentul, l-am luat în iarnă și era și noapte și m-a impresionat așa priveliștea, dar nu-mi pare rău că am luat la etajul ăsta. E bine că nu se poate uita nimeni la tine în casă, poți să lași geamurile deschise. Da, da, da. Poți să faci secvența aia din Titanic cu mâna pe geam fără nicio problemă. Da? Mă, nu prea vreau eu la înălțime așa să risc, că mi-e frică. Hai să te întrebăm, de ce ți se spune ție că ești la început de viață, că ești fecioară? Deci ai 24 de ani, asta o problemă? Am 24 de ani și nu am dat importanța acestui lucru până la vârsta asta, dar deja toată lumea mă ceartă și spune că e momentul să-mi fac iubit, dar nu vreau nici să mă grăbesc, să greșesc, știi? Și o să fac pasul ăsta când o să simt și o să găsesc persoana potrivită. Stai două secunde că ți-ai intrat cum așa, să te facem frumoasă. Vreau să mai vă zic ceva, să știți că în urma unei mici, nu știu, ai avut o mică altercație ceva cu cineva, a trebuit să te duci la doctor să iei dovada faptului că ești neprihănit.
Trebuie să spunem și asta. O și am dovada, da. Eu n-am vrut să trec prin momentele astea, pentru că mie nu mi se pare un moment, un lucru plăcut să vorbesc cu tata intimă, dar dacă așa a fost să fie, m-am conformat și am mers la IML. Vă dați seama, este fată cu minte cu acte. Unde ați mai văzut voi așa ce ceva în lumea asta? Cine fată cu minte ceva? Cu acte. Mulțumesc. A avut ea o mică problemă, acum ceva vreme. Nu? Da, nu aș vrea să mai amintesc, eu încerc să uit problema aia. Eu nu sunt genul care să intru în scandaluri, cu toate că na, viața asta te mai pune și în astfel de situații. Eu sper să trecem cu bine peste asta, că nu e normal să se întâmple. Pentru că vorbeam de zestre, trebuie să vă arătăm tot. V-am arătat patul, dragii pretendenți. V-am arătat canapeaua scumpă și frumoasă, da? V-am arătat televizorul scump, v-am arătat că stă la etajul 14. Trebuie să vă arătăm și locul cel mai frumos din casă, mi-a plăcut foarte mult. Hai cu mine. Dar baia. Ce zonă, deci, ce coloristică frumoasă. Da, am făcut așa o pată de culoare la baie. Am apăsat pe ceva pe aici. Nu e problemă. Deci, Denisa are de toate. Trebuie doar să vină făt frumos, un cal, al mașini scumpe, contează să aibă? Nu neapărat. Nu, normal, o fată jorește un băiat și frumos, și deștept, și cu minte, și bogat, dar acum cred că nu există. Nu trebuie neapărat. Important este să ne iubim, să ne înțelegem. Dar ce trebuie să aibă prințul ăsta? Cum trebuie să arate? Uită-te la ei și spune. Trebuie să... Mai cu suflet. Bă, ăsta care te uiți la mine. E o fată cu minte, cu casă, cu tot ce trebuie. Ai grijă ce faci. Nu, ai grijă cum arăți. Hai să încercăm. Nu știu ce să zic în situația asta. Cred că cel mai important lucru este să ne înțelegem reciproc. Pentru că nu știu dacă aș putea să am pe cineva care să fie din aceeași branșă și să fim non-stop împreună. Cred că ne-am plictisit unul de altul, așadar vreau altceva din alt domeniu și să-mi înțeleagă meseria și să fie, nu știu, alături de mine, să formăm o familie frumoasă și fericită, chiar dacă în ziua de azi nu mai scandaluri și divorțuri. Câte perechi de pantofi are? Am văzut că colegul meu Bogdan a filmat. Ești credincioasă? Foarte credincioasă sunt. Este un cadou primit de casa nouă de la mătușa mea. Și e și sfințit. A venit și popa aici, a dat cu... Nu, deocamdată nu, dar am vorbit cu un preot care o să vină să facă o feștanie la casă. Fetele din platou, că des sunt fete, da. Vor să vadă pantofii tăi. Multe perechi de pantofi? Sau măcar să le spun. Eu am o problemă cu pantofii, eu pe toți i-am cutii. Nu suport să-i văd așa desfăcut. Unde le ascunzi? Îi iam aici, într-o șifonier. Chiar ai multe cutii. Ia uitați-vă, fetele, câte cutii are, dar ce ordonată ești. Cu curățenie pentru noi. Mă, nu reușeam să fac în toată casa, pentru că eu eram filmat un videoclip. Ajută-mă. Arăt eu o ferire de pantofi care arată unii mai șucari, așa, mai frumos. Șucar nu, vă arătam niște stiletul, așa mai... Ăștia sunt mai... Sunt potriviți pentru glezna ta subțire pe care am văzut-o. Da. Deci chiar are o gleznă super. Da.